Formula E se anunță a fi viitorul competițiilor cu mașini electrice. Cursa câștigă tot mai mulți fani cu fiecare eveniment organizat și vine să concureze cu marele circ, așa cum este supranumită Formula 1. Formula E a ajuns deja în al treilea an, iar de la cursă la cursă, evenimentele iau o amploare tot mai mare. Cea mai recentă cursă a avut loc la Berlin, unde 16 piloți s-au aflat pe grila de start. This is very different compared to other motorsport platforms where there are very high costs of entry and participation. Organizatorii nu exclud posibilitatea ca o astfel de competiție să fie organizată și la București. Enel este sponsorul care a adus tehnologii inovative în ceea ce privește încărcarea mașinilor electrice, dar și modul în care energia acumulată poate fi consumată. Enel is bringing to Formula E a series of different technologies that together we call a microgrid. Okay? Now a microgrid is an integrated product that is made up of generation, power generation capacity, like this photovoltaic. Competiția poate fi considerată ca o rampă de lansare pentru tehnologiile noi apărute în acest domeniu. Așa cum, la rândul ei, Formula 1 a fost un promotor al ABS-ului sau al controlului stabilității. I think the one of the key words for Formula E is the relevance it has with the automotive industry, because it is becoming really a platform for research and development. They unfortunately waste a lot of energy that they're not able to use because they generate more power than they can consume. So we will put a battery in which will enable us to store power and use it at different times, okay? So that will lower the power needs of Formula E. Într-o cursă, un monopost consumă 56 de kW pe oră, echivalentul consumului unei case în care locuiesc două persoane timp de 6 zile.